oameni, una din trei persoane de pe pământul ăsta, de pe întreg globul, nu doarme suficient de mult și suficient de bine pentru a-și menține starea de sănătate, pentru a fi sănătos. Așadar, problema aceasta a somnului este una foarte serioasă. Dacă vă dați seama, s-a ajuns la un astfel de procent, la o parte atât de mare a oamenilor care suferă din cauza lipsei de somn sau din cauza faptului că nu se odihnesc așa cum trebuie. Și suntem în sezonul estival, în sezonul cald și tot conform studiilor, în acest sezon dormim mai puțin. Dormim mai puțin pentru că se întunecă mai târziu, se, soarele apare și face simțită prânza mai devreme, da, se luminează mai repede. Pe de o parte, pe de altă parte, activitățile sociale sunt mai multe în perioada verii, mai plecăm și prin vacanțe și chiar dacă spunem că ne odihnim în vacanță, alegem de multe ori să ne culcăm mai târziu, să petrecem și până la urmă nu putem să uh, judecăm lucrurile ăsta. Este un moment de relaxare și fiecare îl petrece așa cum crede și cum este mai bine. Asta depinde sigur și de vârstă. Dar revenind la faptul că pe perioada verii dormim mai puțin, am observat-o și în cazul copiilor mei care se culcă mai târziu pentru că mami nu pot să dorm când este soarele pe cer și până la urmă au dreptate sau este mai dificil atunci ca somnul să se instaleze și sigur dimineața se trezesc de vreme pentru a merge la școală, pentru a merge la grădiniță, și face activitățile și așa mai departe, lecțiile și ce mai au ei de făcut. Așa încât ar trebui să fim conștienți de faptul că trebuie să dormim. Noi avem nevoie de somn și pe timpul atât pe timpul verii cât și pe timpul iernii. Și dacă în iarna reușim să ne odihnim mai bine, studiile arată că pe timpul verii dormim în medie cu o oră mai puțin față de Iarna. Deci închipuiți-vă că acele 7-8 ore când sunt în media absolută necesare unui trai sănătos se transformă în 6-7 ore. Ei, asta poate să fie o problemă. Dar sigur nu avem cei mai mulți dintre noi joburi care să ne permită să mai picotim pe la prânz. <laughs> Tragem un pui de somn, așa, în mijlocul zilei, uh, pentru a ne odihni uh, suficient. Dar putem să găsim diferite soluții și, ca în orice problemă pe care o conștientizăm, în primul și în primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că dormim mai puțin și să ne dăm seama cum ne afectează. Există uh, încă. Cel puțin în situația mea am găsit mai multe uh, variante. Soluții există din punctul meu de vedere cam la aproape orice problemă. Uh, în cazul acestei situații am descoperit că simplele jaluzele de tip blackout, acelea care, pe care le tragem, uh, ne ajută fie să ne odihnim, să ne culcăm mai devreme, fie să mai dormim puțin în plus. În general, se pune problema a dormitului mai devreme pentru că ora e cam aceeași de trezit dimineața, fiindcă trebuie să mergem la serviciu, la aceeași oră de la școală, să ne ducem copiii și așa mai departe. Asta pe de o parte, pe de altă parte, cred că este important uh, și felul în care. Ne pregătim de somn, că dacă vezi afară este soare, nici nu-ți închipui că trebuie totuși să-i dai bice cu dușul, cu activitățile pe care le mai ai de făcut seara pentru copii, sigur, înainte de, de culcare, și trebuie să te grăbești, să te organizezi poate puțin mai bine în timpul verii. Am observat și faptul că. Dacă vara alegem să avem o alimentație mai ușoară, avem nevoie de mai puține zile de somn. Am experimentat și statul fără a mânca greu, fără a, mânca, fără a consuma alimente grele, pe o perioadă mai lungă de timp, undeva la 8-10 săptămâni, și în zilele respective am nevoie de mai puțin nopții respectiv am nevoie de mai puțin somn. Încercați și lucrul ăsta, nu știu care este explicația științifică, dar în cazul meu funcționează. Atunci când mănânc sănătos pe o perioadă mai lungă de timp și chiar ceva mai puțin, mai lejer, am nevoie de mai puțin somn. O fi și treaba asta cu digestia, n-aș putea să vă spun. Cert este că în cazul meu funcționează aceste două lucruri importante. Odată să conștientizez că a venit vara, se luminează mai repede și soarele apune mai târziu și atunci trebuie să mă organizez și să mă culc să-mi trag jaluzelele. Apoi, un, o alimentație din asta mai lejeră, care pe de-o parte mă ajută să mențin greutatea și îmi dă și un, o energie deosebită și un tonus din asta mai bun. Și cred că ar mai fi câteva soluții, dar astea sunt absolut subiective. Ce vreau să spun este că trebuie să fim conștienți că avem nevoie de somn și vara și probabil că la fel de mult ca iarna, tot acela șapte 8 ore de somn și să fie unul de calitate, ideal e să nu ne întrerupă nimeni, să nu ne trezim noaptea de nu știu câte ori pentru ca acesta să fie unul bun. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni.